în pericol case, gospodării ale cetățenilor, am avut în pericol fondul forestier. Deci, nu mai știu, chiar la nivelul municipiului Drobeta, cum se vede, zona de nord, am avut incendii în zona de Albigor, unde, de asemenea, am pus în pericol atât fondul forestier din imediata vecinătate, cât și traficul pe drumul național care leagă Drobeta, cum se vede, de Malovăț. Rugămintea mea, mergeți și faceți prevenire. Mergeți pe la cetățeni și spuneți-le care sunt pericolele la care se expun. Care sunt pericolele pentru dumnealor și pentru vecinătate.